Un angajat al cablului românesc a povestit cum un coleg a fost opărit cu vaselină fierbinte și altul și-a pierdut un deget într-un accident de muncă. Cu ceva timp în urmă, o persoană a decedat pentru că a inhalat aburul unor rășini periculoase cu care se lucrează doar purtând mască de protecție. Decesul a fost însă singurul eveniment făcut public. Foarte multe cazuri au fost mușamalizate. Cel cu decesul nu s-a mai putut mușamaliza. Acolo trebuia un echipament adecvat. Copilul ăsta, să-i zicem așa, care avea copil pe lângă mine, a lucrat fără mască. Oamenii spun că lucrează în condiții inumane. Mai mult decât atât, în ciuda faptului că se expun la riscuri majore, aceștia nu-și primesc nici salariile. În ultimele 6 luni au început să apară întârzieri de plată. Luna aceasta, angajații au aflat că nu vor primi banii, motivul fiind lipsa fondurilor. Săptămâna trecută au început discuțiile pentru salarizare. A spus că nu au de unde să ne dea nici avans, nici lichidare și celelalte drepturi ale sărbătorilor. Astăzi, lucrătorii de la cablul românesc au făcut grevă, refuzând să mai muncească în aceste condiții. Când i-au cerut directorului să discute, acesta s-a închis în birou. Oamenii au intrat cu forța peste el, moment în care a fost chemată poliția pentru a aplana conflictul. L-am rugat frumos să ia loc la birou, să discutăm. Nu a vrut sub nicio formă, a strigat la doamna secretară. Doamna a dat telefon la poliție. Oamenii au povestit că în momentul în care echipajul de poliție a ajuns la sediul firmei, directorul a spus că a primit fondurile necesare salariilor și că acestea vor fi virate mâine în conturile fiecărui angajat. Reprezentanții poliției au refuzat să comenteze acest subiect, dat fiind faptul că incidentul a avut loc în cadrul unei societăți private.